Se fac ultimele pregătiri pentru examenele de evaluare națională. Astăzi, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți a avut întâlnirea de instruire cu președinții centrelor de examen și s-au transmis ultimele instrucțiuni pentru buna desfășurare a examinării în cele 33 de centre de evaluare. Avem tot organizat cele 33 de centre. Sunt unde sunt toate școlile rândate, avem membri în comisiile peste tot, decizii aveți. Veți semna un procent verbal și acesta, o parte din acesta avia fost transmis, unde avem toate legile, metodologiile și procedurile care se aplică la aceste țară. Câteva lucruri importante pe care aș vrea să le rețineți ar fi înscrierea în programul acela sau în programul prin care dumneavoastră scrieți toți copiii care au terminat. Absolvenții clasei a 8-a se pregătesc acum de examene la datele programate inițial 19 și 21 iunie. Există o veste bună și pentru profesorii din comisii, plata acestora fiind majorată anul acesta cu 30%. Astăzi vom avea întâlnire cu președinții centrelor de examen și centrelor de evaluare la evaluarea națională, clasa 8-a. Din fericire, examenul se va desfășura conform calendarului. Avem și vești bune. Plata profesorilor din comisie și de la evaluare va fi majorată cu 30% anul acesta. Nu avem probleme și sper că nu vom avea probleme. Avem 68 de copii înscriși la evaluarea națională, în două clase, și organizarea va fi exact conform metodologiei. De asta ne avem la ședința de instruire pentru a primi ultimele date referitoare la amănuntele legate de desfășurarea examenului. Urmează examenul de bacalaureat, unde din cauza protestului probele orale nu se mai țin, acestea fiind echivalate cu mediile din liceu, iar elevii vor susține probele scrise începând din 26 iunie.